Deci noi azi începem conducere cu autovehicul. De acord? Da. Bun. Sunt niște lucruri care sunt elementare și care noi trebuie de start să le punem bine la punct ca să ne fie mult mai ușor. Da? Clar că în fiecare autovehicul când noi ne urcăm, noi aranjăm scaunul nostru, da? Sau locul de muncă, să mi spun. Da? Independent cum noi să-l aranjăm, astfel și astfel. Deci dacă noi suntem prea departe de volan, da? Nu să avem putere în brață, puterea brațului se pierde și în momentul când trebuie să ceva să facem mai rapid, respectiv, nu vom avea putere. Deci noi avem jos trei pedale. Cum se numesc ele? Ambraj, frână și accelerație. Da. Se mai spune la noi în popor cum? Splenie și încă? Tormos și gaz. Ei, sțiplenia, clar că noi n-a să mai spunem sțiplenia, dar spunem ambreiaj, da? Frână avem, dar gazul, clar că gaz și în America tot e gaz și, da, e lumea internațională. Deci, în primul rând, cum noi aranjăm locul de muncă sau scaunul nostru, da? Locul de muncă, asta ar fi în felul următor. Deci, în momentul când apăsăm pe ambreiaj, da? Piciorul nu trebuie să fie nici prea îndoiet, nici prea departe. Da? Nici prea îndoiat, nici prea aproape, nici prea... Da? Semi-îndoiat. De acord cu mine, așa? Deci, vi se pare că e normal sau nu e normal, o dați înainte, un centimetru înapoi, da? Până când găsiți o poziție optimală. Ne-am clarificat aici, da? Da. Cu ambreiajul, cum, pentru ce este ambreiajul, noi am ușa să ajungem la tot. Noi acum aranjăm locul de muncă. Piciorul drept, deci ambreiajul, în momentul când am eliberat ambreiajul, piciorul stâng când am eliberat ambreiajul, este o pârghie specială unde noi stăm, da? Un suport special unde piciorul stâng se odihnește. Da. Da? Piciorul drept lucrează în felul următor, deci el stă, călcâiul nu se mișcă, stă pe pădea. Da. Da? Deci apăsând pe frână, am eliberat frâna și o mutăm pe accelerator, pedala de accelerator sau de gaz. E mai lungă, da? La toate autovehiculele. De ce? Orice conducător, cât de mic picior n-ar avea, oricum, lui e foarte comod să treacă de pe frână pe accelerator. Da? Deci e clar până aici. Da. Da? Am înțeles. Deci nu îl întrerupem, nu îl ridicăm de la podea. Dacă îl ridicăm de la podea, noi pierdem echilibru. Uh-huh. Da? Asta, pardon, am o carte mai veche. Nu vei speriați de ea, asta înseamnă că cineva o citește. Da? Da. Noi avem așa. În timpul trecerii tălpii piciorul de pe pedal pe podea și invers, călcâiul nu trebuie desprins de la podea. Deoarece astfel, conducătorul își pierde un punct de sprijin și întrucâtva are loc deplasarea centrului de greutate al corpului, creând prin aceasta un oarecare dezechilibru. De acord? Da. Deci când ridicați piciorul, eu cred că chiar acum dacă ridicați piciorul drept, în sus. Da, iată. Da. Da, el stă sub frână și accelerator. Deci călcâiul nu se ridică la pădă. Da. Ne-am înțeles, da? Noi vedem așezarea corectă a conducătorului. Clar că nimeni nu umblă după gradațiile este, însă important ca să nu fie încordat piciorul. Da? Uh-huh. Și brațele să aibă putere. Uh-huh. Da? Unii spun că se pune mâna așa. Da. Alții altfel, da? Cineva lasă să petează. Fel, a, da? Însă noi vedem în felul următor plasarea corectă a mâinilor. Deci da. La 9 și jumătate și la 2 și jumătate. Da? Dacă luăm după acelui cesor. E clar până aici, da? Da? Deci, de ce noi trebuie să ținem mâinile pe volan în felul următor? Deci el ca un echilibru. Deci în momentul când îndeosebim când mergem în afară orașul, da? În afară localității, mâinile stau liber. Da. Și mișcare foarte lin. Da. Deci cât viteza e mai mare, cu atât mai lin mișcăm volan. Cât viteza e mai mic, cu atât mișcările volanului vor fi mai rapide. Este clar, da? Până aici. Da. Mergem mai departe. Deci noi pe panoul de bord avem mai multe simboluri, da? Și două ceasuri. Asta nu ne arată? Știu eu, dar nu știu cum rotațiile motorului.
Da. Așa? Da. Deci este rotațiile motorului. Deci noi avem 10 înmulțit la 100, asta e 1000, 2000, 3000 și tot așa. Da. Deci noi avem sub 1000, undeva 600, da? Da. 500, 600 de turații. Deci în momentul când noi apăsăm pe pedalul de accelerare, noi mărim debitul de combustibil, da? Dăm mai mult combustibil și respectiv turațiile se măresc. E clar, da? Până aici. Deci, aici ne arată turații. Despre ele azi vorbim. În partea asta ne arată? Viteza de deplasare. Viteza de deplasare în localitate? Până la 50. Se poate să fie mai rapid, să se ridice. Nu. Nu? Numai în dependență dacă sunt. Nu se poate. Se poate să mergi mai repede, 50 de km. Nu. Precis? Da. 100%? 100%, mai ales că noi suntem începători. Și încă ne struim. Nu se permite. Nu. Da? Da. Dar pe viaduc? Nu, nici pe viaduc, nici pe Muncești. Serios? Da. Unde scris asta? A, nu, stați, pe viaduc este un indicator. Deci se permite în localitate? Dacă sunt indicatori. Oh. Așa-i? Da. Pentru o... în siguranță, da? Pentru da. Deplasare în siguranță. Deci în localitate, dacă se... și până la cât se poate demări viteza? Până la 70. Sau până la 80? Nu, până la 70. Deci în localități se poate să mărească viteza până la 80 de kilometri. Însă noi ca începători sau ca cei care fac practică, până la 50. 70. Nu, se poate până la 70. Se poate. Bine. Ați înțeles ce am zis? Da. Da? Da. Deci 50 în localitate, dar în afară localității pentru noi? 70. 70. Așa și în localitate. Dacă este indicator care limita de viteză este 80, înseamnă că nu îți permite cât? Până la 70. E clar până aici? Da. Bun. Mai avem câteva simboluri. Avem frâna de mână, da? Da? Deci semnul exclamării, da, da, într-un cerc roșu. Da. Deci cum lucrează el? Noi avem un buton. Da. Care se apasă, dar dacă la peșă, pur și simplu nu se apasă. Da, corect. Îl ridicăm un pic în sus și apăsăm butonul. Okay. Este? Da. Și în momentul ăsta, simbolul ăsta s-o? Dispare. E clar? Da. Haideți să ne schimbăm. S-a făcut? Da. Este, așa. Rajăm scaunul. Așa, stop. Stop, stop, stop. Cum își ai de piciorul nostru? În aer. Aaaa. Da. E întâi ambreiajul. Stați, după, a, eu am. Da. Ia, ne apăsăm pe ambreiaj, mai multe ori. Ia, încă. E bine? Da. Sau trebuie un pic mai? Nu, mai trebuie, că eu scurt în picioare. Da? Dacă credeți că e scurt în picioare, eu vă duc așa un elev care e ca așa. Statul își vede numai ochii. Nu vreau. Sunteți foarte în măsură. Dar nu e cum văd nici cu piciorul pe pământ. Adică asta noi am ușa să lucrăm. Da? Noi ne aranjăm scaun, da? Da. Aranjăm locul de muncă. Ia, ne apăsăm pe ambreiaj. E bine? Da. Precis? Da. Spetează, spătarul. Spetează. E bine? Clar că noi suntem un pic la deal. Și putem da. Să luăm asta în considerație. Putem să-l dăm mai jos. Aici avem tatiera asta. Știți cum e trebuie să fie, da? Să fie undeva la nivelul urechiului. La urechi? Da, dar pentru ce folosește? Cum credeți? Pentru ce avem nevoie de tatiera? Când la volan? Nu, când te oprește. Nu, asta în caz, domn ferește de accident. De accident. Accident. A, să nu se rupă de șapte. Corect. Este, da? Învățăm da, foarte mult. Așa, deci eu vreau acum să apăsăm pe ambreiaj încă vreo 2-3 ori. E liber piciorul în momentul când îl liberați. Da. Dacă nu, puteți să-l dați un pic mai în spate. Încercați un centimetru în spate, un centimetru înainte. Dar nu ia? Pot. Eu, la mine piciorul tocmai... Tocmai așa, da? Bine, am ușa. Ne trebuie și putere acum. Da. Ia ne apăsăm pe frână. Așa, v-ați urcat iar pe ăla, pe frână. Da, dar parcă am impresia că sunt scapite. Iată de azi înainte, când vă duceți acasă și vă uitați la un șofer de la Maxi Taxi. Uh-huh. Da? Dacă ați vedeți pedala frânii, asta e pedala frânii. Uh-huh. Apoi, iată, el numai atât pas pe frână. Da, numai nu suie pe toată pedala. Uh-huh. Ia, luați piciorul și de acolo.
Vedeți? Unde e rost eu? Numai aici. Da. Ia că aici trebuie. Și el vine exact aici. Înțeles? Da. Iată. Dați-mi, permiteți. Nu, nu. Pune picior roșu. Ia că așa. E de jos. E clar? Și aici îl mutăm pe... E clar? Da. Ian. Frână. Ian. Mânuță-l pe volan paralele. Așa, frână. Moale. Apăsăm vreo 2, 3, 4, 5 ori ca să simțim... Încă? Ați simțit pasul? Nu, parcă. E bine, da? Da. V-ați încordat? Nu, când ați fiți la examen, noi nu suntem la examen. Eu sunt un consultat al dumneavoastră, da? Eu vreau să vă arăt ceva și știu și eu. Bine? Da. Am o frână, rămâne așa, eliberăm frâna și îl punem pe accelerator. Este? Da. Ian. Încă. Încă. Ne uităm la turație. Da. Și mărim turație până la 2000. Încă. Și tot încet și ori le coborăm. Încă o dată. Dar vreau să menținem. Așa, nu să ne jucăm. Încă, încă. Așa. Și tot îl coborâm liniștit. Îl coborâm încet ușor. Coborâm. Și pe frână punem. Stop. Iar îți cap ce? Deci, inginerii ăștia au făcut așa. Două pedale diferite. Două comenzi diferite. Accelerator da. Și frânz total, radical diferit. Să ne încurcăm. Așa-i? Uh-huh. Deci, el le-a făcut diferit, dar sensibilitatea cum apăsăm noi pe ele să fie identică. Uh-huh. Cum ați apăsați pe frână, exact așa o să apăsați și pe gaz. Pe accelerator, pe gaz, uh-huh. Corect așa. Da? Da. Ați înțeles ce am zis? Adică sensibilitatea care s-a apăsat pe accelerator exact așa și o punem pe frână. E clar? Uh-huh. Hai, accelerăm. Uh-huh. Încă. Și frână moale. Încă. Iată, vreau am un exercițiu ăsta ca să văd liber picior. Până să apară o libertate în picior. Clar că dezvățatul e mai greu decât învățatul. De acord? Da. Încă. Este, da? S-a făcut? Mai liber? Este, da? Am acum, până când ajunge, e foarte bine. Deci noi avem frâna de mână, ia să vedem cum frâna de mână. Apăsăm pe frâna de picior, că nu cumva, stop, cum ne-am urcat iar pe frână. Mai liber picioarele. Așa, ia mai tragem. Așa, o eliberăm. Încă, exersăm. Super, încă. Ridicăm încă. Super. Of. Așa, este, da? Uh-huh. Deci acolo ne arată turațiile motorului. Da. De acord? Aici am aflat că este vitezometru și aici? Frână de mână. Frână de mână, de staționar, nu așa? Da. Aici avem airbag-ul, îl înstâns la moment, el se stânge de aici la noi. Uh-huh. Nu funcționează. Aici avem indicatorul la combustibil. Aici avem la sistemul de răcire. Deci el ne ajută la... Adică să controlăm pentru a evita supraîncălzirea motorului. Așa? Dacă noi în timpul mersului vedem că liniuțele astea se negresc, clar că la alte mașini sunt cu săgeți. Da? Dacă se ridic din... acolo este iarăși dozat pe culori. Verde e bine, dar dacă trece la roșu... E mai rău. Înseamnă că supraîncălzești. Deci dacă noi vedem că supraîncălzești, trebuie să ne oprim să vedem din care cauză. Este? Mai departe. Aici avem kilometrajul care l-a parcurs. La ce îmi folosești? Cum credeți dumneavoastră? Să vedem cât de mult, de exemplu, poate fi un turist care un an să meargă mai puțin de 100 km, dar unul care mai mult, adică el mai mult... Dar dumneavoastră la vieți 20 de ani. Care e? Un autoturism care vă place foarte mult, 20 de ani, înțeles. Deci asta ne ajută să întreținem autovehicul, autoturism. Așa e? Da. Schimbăm ulei. Fiecare 10.000. Da, 10.000, asta corect, bravo. Schimbăm ulei, sunt alte mai mult sistem de răcire, da? Sistem de hidraulic, da? Da. Și sunt o serie de mai multe piese care trebuie schimbate la un anumit kilometraj. Este? Da. Și acolo e ora deja. Da. Mânuțele pe volan. Așa. Deci noi am aranjat scaunul. După asta ce trebuie să mai facem? Oglinzile. La noi oglinzile se reglează electronic. Da? Da? Iată, ele sunt de aici. Da? Deci avem două puncte. Stânga și dreapta. Deci dacă am ales
întâi dreapta și cu joystick-ul ăsta, da? Da. În sus? Da. În jos? Așa e bine. Este, da? Era bine. Era bine, da? Deci, se cunoaște. Este? Da. I-am înțeles? Da. Hai, puteți să încercați dumneavoastră. S-a făcut? Cred că. E bine. Asta în procesul învățământului, noi încă să ne întâlnim cu asta. De acord? Da. Așa. Mergem mai departe. Avem mânuțele pe volan, da. Și când avem intenție de a schimba direcția de mers, noi trebuie să semnalizăm. Care? Corect? Semnalizator, da? Aia arătăm. Bravo, cunoaștem. Și dreapta. Da. Stingem. În care condiții sau în care situație noi mai aprindem semnalizatorul? Sau ne folosește? Când luăm sau debarcăm pasageri. Așa, ca să înțeleg. Dacă eu am o rudă care trebuie să o iau de la stație, eu tot. Sau când schimbam banda de circulație. Deci pentru a ne opri. Da. Așa e? Da. Deci ca ruda să o luăm, noi trebuie să ne oprim. Da. Deci care arătăm? Care semnalizatorul vom arăta? Dreapta, corect. Deci semnalizăm. Și am luat ruda și care să arătăm? Semnalizatorul? Stânga. Este clar? Da. A, așa. Dar el nu ne dă prioritate. Nu. Închipuiți-vă că noi ne-am oprit și în fața noastră avem un obstacol pe prima bandă. Da. De acord? Da. Și noi suntem nevoiți să ieșim pe a doua bandă. Da. Semnalizăm. Aia semnalizăm. Noi simulăm acum. Ne asigurăm în oglindă. Și dacă noi vedem pe a doua bandă că se deplasează alte autoturisme. Corect. Și apoi. Da? Stingem avertizorul. Așa. Noi avem sistemul de iluminare. Da. În caz de vizibilitate redusă. Așa-i? Da. Acolo? Aici. Este ce? Deci câte tipuri de lumini s-au cunoaște? Sistemul de iluminare ne-ați cunoașteți? De întâlnire și de drum. De întâlnire și anticeat. Și încă? Lumini de gabarit. A, da. Așa? Da. Deci lumini de gabarit. La ce îmi folosesc ele? Știu cu precis că asta, dacă nu vezi bine, e să vezi. Așa. Deci lumini de gabarit, ele sunt niște lămpițe micuțe, care sunt instalate în față albe, de culoare albă, dar în spate de culoare roșie. Da. Abia luminează. Da. Ele noaptea nu ne-ar lumina drumul? Nu. Deci lumini de gabarit nu ne folosesc pentru, da, spate. Pentru a lumina drumul, dar pentru a lumina poziția noastră. Da, față de cei de spate. Ia când ați răzvenit la bunica voastră cu mașina. Da. Și acolo e întuneric și nu aveți unde să lăsați numai pe carosabil. Da. Așa e? Dumneavoastră nu pur și simplu o lăsați mașinica voastră, dar prindeți lumini de... Gabarit. Și pe timp de ploaie, pe timp de condiții de vizibilitate redus, ceasă, nensoare, ghețuș, da? Da. Din timp mașina voastră va fi văzut. Noapte chiar, da? Uh-huh. Deci lumini de gabarit, prima poziție de acolo, pârghie aceea, da? O rotim înainte. Asta? Asta e prima, da? Da, s-a aprins. Da. Mai dăm o dată. Asta sunt lumini de întâlnire, vedem? Da. Iconița aceea sau simbolul acela ne arată cu o lampă, da? Sau un far orientat în jos cu luminile. Asta e lumina de întâlnire. Da? Da. Și mai tragem la noi, mai tare. Asta e lumina de drum. Foarte bine. La... De ce avem nevoie de drum și de întâlnire? Pentru de întâlnire, ca să nu orbim pe cei din față, dar pentru din drum, ca să putem la ce distanță noi trebuie să schimbăm? 150 de metri. Deci la o distanță numai puțin de 150 de metri față de vehicul care vin din întâmpinare, noi schimbăm de lumina de drum? Lumina de întâlnire. Super. Așa. O dăm în jos. Ca opțiune la alte mașini sunt și farurile anticeați. Da. Da? Deci aprindem iar și lumini de gabarit, noi știm deja unde, așa. Și mai este o rotiță, o vedeți? Da. O rotim înainte. Și astea s-au aprins luminile de întâlnire. Uh-huh. Prativătumânci se numește, da? În limba rusă. Anticeață. Da? Da. Lumina de anticeață. Deci, regulamentul nostru ne permite să mergem pe timp de zi, pentru atenționarea altor participanți, cu lumina de anticeață în loc de lumina de întâlnire. Numai ziua. Da. Deci noi putem, da, ne-am înțeles? Da. Dar care participanți la trafic sunt obligați chiar și ziua, anul întreg, să meargă cu luminile de întâlnire? Începători, așa. Cei care duc invaliză, nu? N-am văzut astea. A,
Autobuzele și microbuzele care Autobuzele și duc microbuzele de rotă. grupii, care și de rute, da, Și și de încă grupii de copii. grupii de copii, încă, motocicletele, Motocicletele și trocicletele și așa, trocicletele și încă, cele care remor, chează. Prima, remorchează, la doua, virtuzul de avare, care da, e bravo, așa care, da, și încă, care duc încărcături periculoase sau căpărit de pași. E clar? Dar noi amu, suntem Începem la instruire. Da? Toate. Stingem lumile. Toate așa. Noi avem semnal luminos și semnal sonor. Da. Da? Adică pentru atenționarea, de exemplu, noaptea în afara localității, înainte de depășire, noi avem semnal luminos. Deci trage spârghie aceea, pur și simplu. Da? Se vede? Da. E clar, da? Pentru atenționarea celor din față. Dar pe timp de zi... Scoțunea. Da? Scoțunea. Da? O, e clar? Da. Deci avem semnal luminos și semnal sonor. Da. Am înțeles cu pârghie aceea. Da. În partea asta avem ștergătorul de parbriz. În caz dacă ar fi ploaie, noi avem mai multe poziții. Avem da. Prima, două. A doua, a treia și a patra. Deci, logic, prima este... Mai încet. Cu pauză. Cu pauză. Se odihnește. A doua este fără pauză deja. Da, treia și mai repede. Și dacă e murdar parbrizul, deci tragem la noi și este apă. E clar? Da. Amo, dacă e curat, asta reușim, că iar noi înainte. Da? Mai jos aici avem, aici sunt geamurile electrice, se ridică, se deschid, ambele din ambele da. Părți. Patrulatierul este, sau simbolul este patrulatierul cu trei liniuți, știți ce înseamnă asta? Mm. Asta încălzirea geamului spate. Deci pe geamul, da, ia uitați-vă în spate. Haideți să ne uităm în spate. Uitați că e așa. Deci în spate noi avem niște liniuți orizontale, da? Da? Deci toate mașinile s-au tras, da. Vedeți? Da. Deci asta e încălzirea geamului spate. Chiar liniuțele este? Da. Adică da. În momentul când e iarnă, când o înghețați sau când transpiră, așa e? Da. În timp de ploaie. Asta s-a apăsat și în timpul ăsta electricitate trece prin ele și încălzește. A capit? Da. Vous avez compris? Oui. A moi? Așa, este, da? Deci asta e încălzirea geamului spate. Dacă nu se vede în geamul din spate, automat apăsăm, căutăm. Clar că, încă ceva, toate simbolurile care le vedeți în mașina asta, ele sunt în toate autovehiculele. Uh-huh. Ele sunt întărite de convenția internațională a producătorilor de autoturism. Da? Chiar și același vaz are aceleași simboluri ca și în Mercedes sau în Porsche. Da? Ne-am înțeles, da? Da? Deci asta este la toate mașinile. Da. Indiferent. Aici avem clac centralizat, adică în momentul când noi ne pornim, lacatul sau închis ușile, ca nimeni de afară, în momentul când vă opriți la semafor, să vă fură geanta. E clar? Și asta? Avertizor de avarie. Așa, avertizor de avarie. Așa, în care condiții noi pornim? Îl aprindem. În condiții în care s-a produs un accident, în care avem un obstacol înaintea noastră, suntem remorcați. Așa, s-a produs un accident, nu de Doamne, da? În caz de da. Accident. Dar dacă avem un obstacol în fața noastră, noi trebuie să-l ocolim. Da. Deci noi arătăm semnalizorul stâng. Da. Noi asta am vorbit. Da. Deci de aici, da? Îl aprindem când? Asta nu știu. În caz de oprire? Fortuită. În caz de... A, da. Așa, în caz de remorcare, cum a spus, dacă ne remorchează și... Oprire fortuită. Și în caz dacă vrem să înștiințăm pe alți participanți despre un pericol imminent la drum. De acord? Da. Deci în trei caz. Am înțeles? Da. Aici avem sistemul de ventilare a salonului, deci avem poziția ventilatorului, putere. Da. Aici unde? Da. Direcționarea. Și aici temperatura, roșu. Da. Da? Da. Deci avem de unde vine aerul, de afară sau de? Interior. Interior. Este. Ne-am clarificat până aici? Da. Am ajuns cu voie bună la cuconul 1 și cuconul 1. Da. Cutie de viteză mecanică cu 5 trepte plus a 6-a revers în spate. Da. Este, da? Da. Ca să lucrăm cu cutie de viteză, noi trebuie să apăsăm pe ambreiaj. Apăsați, vă rog. Este, da? Da. Mânuța. Noi, ca să mânuiți mai bine cutie de viteză sau maneta asta, da? Trebuie să vă închipuiți sau trebuie să știți că jos, la baza asta, sunt două arcuri. În limba rusă, două pружини. Uh-huh. Da?
Dacă să fim foarte tenți, iată, dacă o dăm așa, simțiți? Da. Cum el va arunca înapoi. Și dacă în partea dreaptă, respectiv, avem un arc în dreaptă și unul asta, în stânga. Este? Da. S-a făcut? Da. Deci am pentru prima treabă. Desenul e clar. Da. Un, doi. Da? Dăm arcul ăsta în holul și înainte. Da? Deja noi putem să mergem cu prima. Da? În momentul când o scoatem, e destul să o scoatem din pragul ăsta și l-o aruncat înapoi. Este? Încă o dată prima. Dar pentru a doua, o ținem la noi. Da. Neapărat o ținem, că dacă noi nu ținem sau slăbim arcul ăsta, el ne împinge pe noi în partea asta. O scoatem din el și îl ducem între cădă. Între patru. Deci, prima, neapărat ținem arcul spre noi, am scos-o din prima și o punem între două. Deci, prima, a doua. Prima, a doua. În momentul când noi dorim a treia, am scos-o, foarte simplu. Am scos-o, și o împingem înainte. Asta e a treia. Și a patra? Tot în jos. Este? Da. Trei? 4. Deci, spre diferență, adică dacă să ne uităm, prima și a doua trebuie neapărat să o ținem la noi. Așa? Dar 3 și 4? Este? Da. Pe când 5, deja cu partea asta a palmei, 5 și în scoasă și în spate. Da. Dintre a 5 în spate nu putem deodată. Că... Pentru că noi mergem. Da? Am vreo să vă uitați înainte. Da. Suntem gata? Da. Uitați înainte. Da. Mânuța pe volan. Așa. Care treaptă? A treia. A patra. A doua. O, în spate. A treia. Prima. A patra. A cincea. Prima. Este, da? Da. Am uitați înainte. Am o singurică. Prima. A doua. A doua. A treia vreau. A doua vreau. Eu vă spun. A treia. A doua. Prima. A treia. A doua. A treia. A patra. Neutră. S-a făcut. Eliberăm ambreiajul. A, cu bicicleta dumneavoastră mergeți? Da. Foarte bine. Acum, întrebare. La ce folosești nouă cutie de viteză? Ca să ne pornim. Ca să ne pornim, așa, asta e una. Și apoi ca să mă lei în viteză, schimbăm a doua. Așa, dar nu se putea fără cutie. Nu? De ce? Eu trolebusul nu are cutie de viteză. Mereu am vrut să merg la trolebus. Mereu am vrut să merg la trolebus. Păi, dacă doriți tare, 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 puteți să faceți asta. Nu, mersi. Așa, încă ceva. Vreau să aveți un... carnet, un bloc not la mine, asta permanent. Aveți? Mm-hmm. Un caiet am, un caietul de acolo. Stați-o. Pentru că noi o să facem însemnări și eu vreau până data viitoare, vă duceți acasă. Să le învăț. Să le învățați, să meditați. O să vă lăsați. Bine? Da. Lăsați copul până jos. Nu vi frig? Nu. Am întrebat un pic. Eu una. Așa. Bine. Să o luăm de la bun început. Deci cel mai îmbucurător fapt este că autoturismul sau autovehiculele, știi ce cine e tata mașinilor? Tata autoturism. Este Henry Ford. Nu știu. Henry Ford nu a terminat nici 4 clase. În clasa 4 când a intrat, eu v-a spus că eu pierd timp. Vă dați seama. Asta e un lucru foarte îmbucurător, asta înseamnă că nu trebuie mari academii, tot e făcut la nivel foarte logic. Vă dați seama, 100 de ani în urmă, un copil care nu a terminat nici 4 clase. Adică el a făcut, el nu știe mare lucru, da? Da. Până la urmă. Deci am întrebat eu despre bine. Eu am o să mă strădui să vă fac o schemă, ca mine să înțelegeți logic. Uh-huh. Da? Prima ce desenez eu este motorul. Deci motorul nu l-o... Așa, motorul, motorul nostru este motor. Da? Uh-huh. Deci, nu Henry Ford l-a compus. Uh-huh. L-a inventat motorul. Henry Ford s-a dus la o firmă undeva și a văzut un motor care tăia lemn. Un motor de luat pe benzină. O luneață. Da? Vă dați seama, el a văzut motorul ăsta cum el tăia lemn. Uh-huh. Înțeles? Și lui în cap i-a venit și spune, cum eu să-mi pun un scaun și patru roți și eu să merg? Cum turațile este? Să le transmit la patru roți. Mă înțelegeți cam?
Deci el, noi în moment când am pornit motorul, când am început lecție, noi am pornit motorul, vă aduceți aminte? Da. Și motorul nostru când îl pornim la relanți, sau se numește în limba rusă ca să fie, la halastom hadom. Uh-huh. Da? El câte turați are? 7. 700 undeva, așa? Da. 7-600. 700 de rotații pe minut. Da. Așa? În momentul când noi acceleram, rotațiile se măreau. Și în momentul când îl eliberam, piciorul scădeau la cât? La 7. Este clar până aici? Da. Este motorul nostru. Da. Este motorul care pe noi, practic, acum nu ne interesează, da? El ne dă 9 euro. E clar. După motor, noi avem cutia de viteză. Și după cutia de viteză, avem roțele. E clar ce aveai? Da. Cutia de viteză ajută să treacă rotația la motor, la roț. Așa, nu știu ce spui. L-am zis corect? Undeva, da. Este, da? Deci, schema asta e valabilă pentru oricare autovehicul care îl cunoști. Orice camion, orice rutier, cum îi spun, microbus, da? Noi spunem rutier la noi. Da. Microbus, autobus, mașina noastră, mașina lui bunica, mașina lui bunielu, a lui tata și a lui mamă, toate lucrează pe aceeași schemă. Uh-huh. Însă deasupra, deja asta e management. Da? Diferite, e clar, da? Design. Ne facem și așa, dar asta, da? Noi avem motor, înzenat cutie și roțele. Uh-huh. Între motor, deci mecanismul care ne ajută rotațiile să le transmitem de la motor la cutie, este? Ambreiaj. Nu? Ambreiaj. Deci ambreiajul se află între motor și cutie. Și cutie. Deci aici se află. Da. Da? Și el e format din două discuri. Da. E clar până aici? Da. Deci în momentul când noi apăsăm pe ambreiaj, ia ne apăsați pe ambreiaj, iată ce se întâmplă. Eliberați ambreiajul. Amu? Să ne închipuim, imaginar. Da? Eu foarte iubesc o frază chinezească, decât 100 de ori să-mi spui, mai bine odată îmi arăți. Da? Deci aici avem motorul. Da. Aici avem cutia. Da. Toată mașina. Da? Uitați, apăsând pe ambreiaj, da. Apăsăm. Discurile se despar, se decuplează, așa e? Da. Am pornit motorul, discul la motor începe să rotească cu cât? 700. Așa e? Da. Și în momentul eliberării ambreiajului, ele se... Și mașina ce face? Se pornește. Așa e? Așa este. Da. Mânuțul pe volan, noi mergem, da. Și în momentul când noi eliberăm ambreiajul, când noi apăsăm pe ambreiaj, da. Călcăm ambreiajul, ce fac discurile? Ia uitați la mine, mașina ce a făcut? Se oprește. Da, motorul? Lucrează. Ați înțeles? Deci da. Motorul lucrează și când noi mergem și când stăm pe loc. Da? Eliberăm ambreiajul. Noi mergem. Este? Am puneți mânuțele voastre, așa. Deci aici e motorul. Da. Acolo e cutia. Da. Da? Apăsăm pe ambreiaj. Ce au făcut ele? Am pornit motorul și discul la motor se rutește, așa? Da. Eliberând ambreiajul și mașina s-a pornit. Da. Este? Da. Apăsăm pe ambreiaj, discurile se dispar sau, da? Da. E clar? Eliberăm ambreiajul. Merge. E clar? Da. Deci vreau să vă spun cu asta, cu principiul ăsta, ați trăit toată viața. Da? Deci logica lucrurilor este, acasă îmi spuneți, în momentul 1, înscriți-i, dacă apăsăm, pe ambreiaj, și dacă... Înscriți, ce se întâmplă. Da. Și doi, dacă îl eliberăm. Da. El e... B, R. E clar? Eu am scris repede. Este? Asta e timpul pentru acasă. Amu, mergem mai departe. Noi am apăsat pe ambreiaj. Noi simulăm. Apăsăm pe ambreiaj. Discurile sau? Despărțit, așa? Da. Uitați-vă, asta se rotește, așa? Da. Noi simulăm. Am pornit motorul. Motorul se rotește. Da. Dar asta? Nu. Stă pe loc. Și noi punem prima viteză. Și în prima viteză, în cutie de viteză, v-ați spus o roată dințată micuță. Da. Da? Eliberând ambreiajul, noi am văzut ce se întâmplă dacă eliberăm ambreiajul. Se
unesc și rotațiile astea intră în cutie. Dar din cutie? Se duc la roată. Super. Și roata începe să se rotească. E clar până aici? Da. Am înțeles? Da. Așa, deja noi mergem. Da. Mânuțele pe volan. Dar noi vom merge foarte? Încet. Câte rotați? Mai mult de 10. Cum te zici, dacă nu apeși pe accelerator? Da, 700. 700, așa e? Da. De acord cu mine? Da. Hai 1000, spunem, să rotungim. Da. Ca să, da? Deci noi mergem cu 1000 și el a să meargă la deal cu 1000. Nu. Da. Da, merge. Prima e atât de puternic, e poate și la orice deal să meargă fără gaz, cum spunem noi. Da? Da. I-am înțeles? Da. Dar noi încet putem și pe jos. Da. De acord? Deci ea noi o să accelerăm, de acord? Da. Apăsăm pe accelerator. Și noi am văzut că turațiile cresc, da? Da, și crește și viteza. Da. De acord? Da. Însă noi, apăsând pe accelerator, noi ajungem la un punct când mort, un punct mort, care nu mai dezvoltă viteză. Da. Adică cât turație noi ne-am dat, da, dar el nu poate, fizic nu poate să le mărească. Da. De acord? Da. Atunci motorul începe să urli și nu mai cineva spune, da? Da? Deci noi când am ajuns, de exemplu, undeva la 2000, da, noi vrem să schimbăm o viteză mai mare. Ce facem noi? Luăm piciorul de pe accelerator și așa, și punem stop cadru. Dacă noi am luat piciorul de pe accelerator, turațile unde au căzut? La 7. Iarăși, așa e? Dar noi punem, câta viteză am pus-o? O roată dințată mai mare, așa e? Eliberăm ambreiajul și discurile iar s-au cuplat, s-au unit, corect. Și deja noi mergem cu câtă viteză? Cu a doua. Cu a doua. Mai repede, de acord? Da. Dar câte mii de rotații? Noi ne apăsăm pe accelerație, înseamnă că tot 700. O. Deci când stăteam pe loc, e 700, 1000, așa? Când mergem cu prima, tot 1000. Și când mergem cu a doua, tot 1000. Nu, mai mare. Da. Cum nu? Corect ați spus. Corect? Dar voi nu apăsați pe accelerator. Da, nu apăsăm. Așa? Da. De ce îi reies? Tot cu aceiași turații. Însă datorită lui roata asta dințată, noi mergem mai repede, așa-i? Da. O accelerăm iarăși. Turațiile cresc undeva la 2000, da, de acord? Și în momentul ăsta noi vrem a treia. Ce facem? Eliberăm accelerația. Așa, stop cadru. Dacă am eliberat rotațiile, acceleratorul, la câte rotații? Scoade. La cât? 700. Și noi punem a câta? A treia. A treia, eliberăm ambreiajul. Așa, și eliberăm ambreiajul de tot. Și este? Da. Deja noi mergem, ia uitați, priviți. Cu câta? Cu 3. Cu 3 viteză, corect. Dar câte mii de rotații? Tot 700. Tot 700. Ați înțeles? Mm-hmm. Gaz iarăși. Și vrem a patra. Ce facem? Eliberăm accelerația, apăsăm ambreiajul. Super. Punem a patra. Da? Noi mergem deja cu câta viteză? A patra. Mânuțele pe volan. Dar câte mii de rotații inițial? Tot 1700, așa? 700, așa, și vrem a 5. Iar și liberăm accelerat, așa, apăsăm ambreiajul, punem la 5. Așa, ia uitați la mine aici, deja mergem cu o câta? Cu 5. Cu 5, eliberăm ambreiajul de tot. Da, și avem tot 700. Este? Da. Deși v-am întrebat eu, dacă ați înțeles logic tot, o întrebare și mai mare de logic. Care din aceste trepte, sau viteză, noi le spunem, care din aceste trepte este cea mai economă? Numai gândiți-vă. Eu special v-am spus toate cele, numai ca să voi să înțelegeți. Care din toate aceste 5 trepte este cea mai economă? Vă mai spun un indiciu. Toate se rotesc la fel. Înseamnă că toate... Toate se rotesc la fel, dar care e diferența dintre ele? Ele au roata asta mai mare. Așa, gândiți-vă. Înseamnă cu prima. Alo? Dobre. Четвертом мы сказали. Через... Какая ора? В 2:30 я буду уже. Если может. Угу. Или завтра уже. Да, спасибо вам большое. Так, o luăm de la ceva. Care e cea mai economă, dar? 1. Argumentați. Deci cu roata e cea mai micuță. Așa, și viteza? Tot e mică. Uh-huh. La rotație, tot așa.
Înseamnă că a treia. De ce? Că roata e așa și așa, dar viteza e leacă mai mare. Așa, hai să ne uităm, mamă. Noi avem două constante. Avem timpul, asta e o minută. Da. Și avem turațiile care e constant la toate. Așa da. Am înțeles, da? Da. 700, să spunem. Da. Da? Ce diferență este a treia? Dacă noi mergem o minută și 700 de turați cu prima viteză, distanța va fi? Mai mic. Mic sau mare? Mai mic. Mic. Dacă mergem o minută cu a doua, distanța va fi? Mai mare. Dacă mergem o minută cu a treia? Mai mare. Sau cu a cincea? De ce? Pentru că cea e mai mare distanță. Super! Dar cu combustibilul? Păi tot așa ești, dacă turațiile sunt tot așa. Da? Dar cum? E ca tu stai pe loc. Ce faci motorul? Așa-i? Da. Dar tu pui a cincea? Clar că e nas, poate nas ai putere. Da. Așa-i? Da. E clar? Da. Dar tot de 1000 de durații. Hai să spunem alte case. Tu stai în ambuteiaj la Izmail. La Izmail. Da. Puteți sune? Ambuteiajul. Da. Și mergeți la deal. Da. În ambuteiaj, mai mult de prima, să mergeți? Maxim a doua. Da, nu crezi, da. Deodată ați trebuie să vă opriți, așa-i? Da. Deci voi care prima, așa-i? O minută întreagă. Cheltuiți atât același combustibil care vă duceți la aeroport. Da. Tot cu turațiile este, dar cu a cincea viteză voi să mergeți o distanță mai... Da. Care e cea mai economă? Cincea. Așa, altă întrebare. Când mergeți cu spatele, câte mii de rotații are motor? Dacă apăsăm pe acelerație, nu. Nu, inițial. Tot asta. Tot asta. E clar, motorul nu știi, tăieți lemne, cum a văzut Henry Ford, îl puneți la o atracțiune de să învârtească copiii, da. Să mergeți cu prima, sau stați pe loc, sau mergeți, el rotiește. Deja depinde de maestria voastră, cum datorită ambreiajului vă luați rotațiile astea și le transmiteți mai departe. Uh-huh. Visul lui Henry Ford. Henry. E clar? Da. Ne-am înțeles până aici? Da. Am mai clar? Deci ce mai... Am o dintre a cincea și a patra. Care e mai economă? A cincea. Dintre prima și a doua? A doua. Dintre a patra și a treia? A patra. Este, da? Da. Dar care e mai puternic? Prima sau a cincea? Prima spornește, înseamnă că e puternic. Cu a cincea noi nu putem. Da. Așa? Iată, noi mergem cu a cincea. Și ne ridicăm la un deal foarte mare, într-o rampă foarte mare și îndelungat. Da, nu, motorul își pierde în putere, așa-i? Da. Și noi mergem cu a patra. O punem a cincea sau a treia? A treia. Dar dacă nici cu a treia nu putem? A doua. Dar dacă nici cu a doua? Prima. E clar, prima... da? Deci mai puternic dintre a treia și a patra este? A treia. Mai econom dintre a cincea și a patra este? A cincea. Bravo. E clar, am o logică, da. Lucrurile. Am venit timp să ne oprim. Sistemul de frânare este ca, aproape ca la bicicletă. Uh-huh. Deci avem plăcuțele cele de frânare, da. Avem discul de o frânare, da? Da. E o simbolică aici, vă le desenez. Voi să aveți construcția autovehiculului, autoturism neapărat. Deci e clar, da? Da? În momentul apăsării pe frână, da. Plăcuțele este strâng discul ăsta de la da. De frână și oprește roata. Da. Da? Dacă noi să apăsăm pe frână, da. Pedal de frână, plăcuțele este opresc și noi încep să ne o prim. Dar de ce cutie de viteză ce faci? E încălcat. Rotiești. Ceva nu se întâmplă. Ceva nu se întâmplă. Se leagă logică, așa? Da, trebuie să se oprești. Corect. Dacă apăsăm pe ambreiaj, ce se întâmplă? Așa. Am un mânuțel pe volan, noi mergem. Da. Mergem, da? Vrem să ne oprim. Luăm piciorul de acțiune. Și așa. Comentariu vreau. Am apăsat pe luăm piciorul de pe accelerație așa. Până noi îl ducem pe frână, noi apăsăm pe ambreiaj. Stop, ce se întâmplă dacă noi am apăsat pe ambreiaj? Este scad și... Ce se întâmplă dacă noi apăsăm pe ambreiaj? E discul de se bravo! Întâmplat. Dar mașina se oprește? Nu. Dar dacă e la vale? Ce bun, nu. Încă și mai repede. Da. Așa înseamnă că oprește cine? Frână. Frână apăsăm? Am apăsat. Am apăsat încet și oră, așa e, ne-am oprit da. Și vrem să ieșim din mașină. Ce trebuie de făcut? Trebuie să scoatem în primul rând. Super logic. Da, pentru că am scos-o în viteză 0, da. Acum îi dăm drum la ambreiaj da, și putem să ieșim. Este clar până aici? Da. Seamănă cu bicicleta? Da, dacă n-ar avea motor, ar seamănă. Bun, uitați-vă încă. Astea-s pedalele voastre. Da. Aveți un lanț? Da. Aveți, așa? Și aici avem așa o roată din țat mai mică, mai mare, mai mare, da. Mai mare, așa? Și aici avem roată. Da.
Da. Și dacă dai 100 de ori din lanț, din pedale? Da. Cu rotici cosmetic. Da. A, merge distanța, așa? Unu... Da, dacă o punem așa? Nu tot 100 de ori, dai. Da. Dar distanța va fi mai? Mai. E clar? De atât am... Asta tot nu-mi ezvitează. Dar cum? Trepte. Da. Așa e? Dacă tu la deal ești, trebuie să o pui în una mai? Mai mică. Mai mică, tu să dai mai ușor din pedale, dar să mergi o distanță mai? Mai. Mai mică. Să te mai poți mică, ridica da. La deal. Da. Da? Dacă n-ai ieșit la vale sau pe loc drept, o pui una mai mare. Da. E clar? Da. Este paralelă între dânsul. Da. Ne-am înțeles, da, până aici? Da. Dacă am înțeles noi logic, asta am răspuns până data viitoare, spunem bine. Acolo. Vreau să ne urcă, să ne schimbăm puțin locurile. Locurile. Da. Neapărat. Spatele... Nu, aici, aici. Am dire, ocolim. Ah. Ocolim autoturism prin spate. Dar cum credeți? De ce calul... De ce calul ocolim prin față? Dar autobus prin spate. Logic. Te gândești. Dacă ați mergi în spatele calului, care e riscul? Să meargă și eu cu tine spate. Dacă mergi prin spatele calului, mm-hmm. Dar dacă speri și faci la? Fuge. De copită. A, da, nu știu, eu n-am animat. Nici eu n-am avut. Așa? Da. Dar dacă mergi în fața autobusului, eu asta te văd de pe a doua bandă. Mm-hmm. E clar? Deci autoturismul le ocolim prin? Spate. Dar calul? Prin față. Este clar? Da. Ați închipuit? Da. Este, da? Da. A, așa. Începem. Noi cu dumneavoastră azi am aflat despre ambreiaj. Da. Ambreiajul este o minune, uh-huh. Da? Că în momentul când noi îl apăsăm, ce se întâmplă? Discurile se dilată, se dispart. Și când ne ridicăm? El se unește. Deci noi apăsând pe ambreiaj, noi am decuplat motorul, am pus prima treaptă. Da. Și dacă puțin să ne imaginăm, motorul nostru, amul lucrează în gol, fără nicio însărcinare absolut. Da. La relanț, da? Da. Deci el amul se rotiește. Însă în momentul când eu ridic ambreiajul, eu pun o toană jumătate a mașinii este, împreună cu greutatea noastră, pe motor. Și sunt o mică vibrație, pentru că motorul își pierde dintr-o dată. Să înțelegeți? Da. Deci primul secret care este, în momentul când noi simțim vibrația asta, ținem piciorul pe ambreiaj. Da. E clar ceva? Da. Așa. Eu am apăsat pe accelerator? Nu. Nu. Este, da? Chiar și fără accelerator, dacă vă uitați, chiar mai greu, dar e să ridică. Da. Da? Deci merge mașina la deal fără gaz? Da. Merge. Așa. Deci, recapitulăm. Amu când ați ne urcăm, ați urcați în locul meu. Vă urcați, vă aranjăm scaunul. Da. Și în momentul vreau, spuneți prima, și ridicând încet ambreiajul, când simțim vibrație, ce facem cu dânsul? Noi îl ținem. Îl ținem până când? Până vibrația trece. O trec o vibrație? Da. Pot să eliberez ambreiajul. Mă opresc pe ambreiaj și mă ating pe frână foarte lin. Da. Un pic, fără accent la urmă. Da. Aha. Da? Fără accentul ăsta. Deci ne-am atins și e singur să oprești. Deci, ambreiajul. Ambreiajul este o poveste foarte frumoasă, din mai multe puncte de vedere. Deci, ambreiajul, la diferite mașini, chiar la aceleași mașini, 5 mașini, de aceeași marcă, de același an, de același motor, ambreiajul e diferit la toate. Da. La cineva e uzat mai tare, la cineva acum e schimbat și în dependență de asta, el contactul este în punctul de contact sau punctul de pornire, va fi diferit. La mașinile este Dacia, preponderent, ele sus mai mult decât la altele, da? Da? De exemplu, la cele japoneze, un centimetru, două de jos, deja ele se pornesc. Dar aici trebuie mai sus. Undeva la mijlocul pedalei frâne. Uh-huh. Da? Deci, noi am când ne-ați urcați, încet, am eliberat, și când simțim vibrația, ținem. Și memoriam asta. Este? Uh-huh. Vibrația este? Da. O trecut vibrația, eliberez ambreiajul de tot. Uh-huh. Da? Da.
Un lucru foarte important, următorul lucru, este să privim de departe. Da. Deci nu ne uităm aici jos, dar ne uităm unde? Mai departe. Mai departe. Unde ne uităm? La țânta cea egală. Vă vedeți? Tocmai acolo. Deci cât mai de departe și astfel uitându-ne la țânta cea galben, noi antrenăm privirea periferică. Adică eu văd, uitându-mă înainte, eu văd ce se întâmplă în jur. Da? Da. Aici e ambreiaj. De ce ambreiaj? Pentru că e vale. Da. Și încet dirijez cu frână. Da. Deci exercițiul este cu frână, este, are un farmec al său. Momentul când mașina stătea acolo, atracția pământului nu era atât de mare. Da. Așa e, și frâna trebuie oleacă. Dar aici mai multă, trebuie mai multă frână, da. Adică ne învățăm să nu fie așa. Da. Da? Dar lin. Și în momentul deja când se termină valea asta, da? Da. Eliberăm frână. Da. E clar, da? Da. Ne-am înțeles? Da. Numai stac. Da, numai tari. Așa. Ne uităm la, iarăși la indicatorul și el, la țânta aceea. Da. Și calc pe ambreiaj și mă ating un pic de frână, un picuț. S-a făcut? Da. Neutru. Trec frâna de mână și vă ofer locul de astăzi. Mulțumesc! Și acum fără accelerație, da? Până când, da, ne deprindem cu ea. E comod? Da. Mânuțul pe volan. Mânuțul pe ambele pe volan. Și încet și o ridicăm. Așa, ne ținem. Simte? Da. Așa. Vibrația trecut? Da. Liberăm ambreiajul de tot. Piciorul și drept stă deasupra frânii sau acceleratorul. Așa, deasupra acceleratorul. Și ne uităm la indicatorul nostru. Da. Se vede? Numai la el. Dar cu privirea periferică ne uităm la stegulețele astea. Așa? Da. Așa. Și accelerăm un pic, ideal, volanul drept. Gaz, mâinile pe volan. Gaz, mai mult. Așa, luăm piciorul de aici. Ambreiaj, frână. Nu faceți nimic. Hai să clarificăm lucrurile. De ce așa s-a întâmplat? Pentru că n-am apăsat pe accelerație mai mult și lupțic pe ambreiaj trebuie să mai apăs. Nu, da. Dacă vă aduceți aminte prima dată când am mers, eu tot n-am apăsat pe accelerator și s-a ridicat destul de bine. Pentru că s-a mai apăsat o leacă și s-a luat de neșeput. Nu. Pentru că eu n-am apăsat pe ambreiaj deloc. Dar voi l-ați apăsat și ați decuplat și atracția pământului a tras o roată din spate în... Înapoi. Așa-i? Așa. Deci este o problemă. Problema este următoare, că noi amu stăm la deal. Dacă eliberăm frâna, mașina unde pleacă? Da. În spate, așa? Ia eliberați încet frâna și ați vedea. Simțiți? Atracția pământului trage în spate. Eliberăm frâna. Cum să eliberez? Da. Două. Încă. Încă un pic. Încă. Încă. E neliberat. Știu, cred. Liberăm de tot. Lasă piciorul pe ambreiaj. Și pe ambreiaj? Da, da, sigur. Îmi permiteți mie. Da. Aveți încredere. Lăsați-mi da. Și frâne. Da, văd că apăsați pe diferite pedale. Dacă mă tem. Nu mă tem, ți-o să aici. Pentru asta sunt eu aici, așa? Da. A, așa. Deci, am anticipat ceva lucrurile. De ce? Noi am o să ne învățăm următorul lucru. Apăsați pe frână. Așa. Este pornirea la deal. Deci, pornirea la deal este 70% din succesul vostru. Traduc. Deci, conducătorul care se poate porni la deal și în orice situație, lui rămâne doar să se sesizeze situația din jurul său. Dacă el nu se poate porni sigur la deal, el își pierde energia gândindu-se și nu am făcut drept, cum am făcut drept sau nu drept. Este clar până aici? Da. Așa.
luați piciorul de frână, eu să o țin puțin. Deci asupra tuturor corpurilor acționează gravitația. Da. Al Newton, așa cum spune el. Toate lucrurile cad în jos. Așa? Când i-a căzut mărușul. Da? Așa și mașina noastră. Dacă eu eliberez frâna, ea pleacă în spate. Așa? Deci eu țin frâna, calc ambreiajul, discurile este ce au făcut? S-au dispărțit. Și eu pun prima treaptă. De acord? Da. Și acum, ținând frâna, eu ridic încet ambreiajul, pânsând vibrația asta, până cu plajul ăsta, da? Uh-huh. Simțeți? Da. Simte. În momentul când eu am simțit contactul, eliberez foarte încet ambreiajul, frâna. Da. Pardon. Da? Deci eliberez frâna într-așa mod, că nimeni nu vadă din urma mea că eu l-am eliberat. Este? Da. Iată, uitați, eu am eliberat frâna. Da. Și ea se ține doar pe ambreiaj. Da. Ideea este că ea nu trebuie să meargă nici în față, ca acum, da, nici, în spate. Nici să ducă în spate. Da. Ați putem asta? Am, hai să ne gândim logic. Dacă eu eliberez frână și mașina se duce înainte, înseamnă că e prea mult contact sau prea puțin? Prea mult. Ce ar trebui de făcut ca să micșorăm contactul? Să putească ambreiaj. Cât? O leacă. Așa. O leacă? Dar o leacă este relativ. Așa-i? La pentru dumneavoastră e o leacă într-un fel și pentru mine altul. Amu? Daniel. Da. Dacă din mâine Dumnezeu v-ar spune să fiți vânzător, ce ați vrea să vindeți? Cartofi sau aur? Cartofi. Cartofi? Murdare așa, care e... Nu așa de crescut decât din casta. Nu, ideea că nu să crescut. Să-i vinzi. Ce-i vrea să vinzi? Aur. Așa-i? Da. El e curat, așa-i trebuie să vin. Știți cât costă un gram de aur? 900 și aproape 1000. Așa-i? Deci, noi de azi suntem vânzători cu aur. Adică dacă vin la dumneavoastră la magazin cineva și șeri un gram, voi îi dați un gram. Dacă îi dați două, 1000 de lei, duci. Am în vedere că leacă, asta cum a spus, o leacă, este un gram de aur. Ați înțeles ce am avut dumneavoastră? Da. Deci dacă eliberăm frâna și mașina se duce înainte, înseamnă că e prea mult. Ce trebuie să facem? Să mai luăm. Cum să mai luăm? Să apăsăm un tare. Să luăm sau să mai apăsăm? Să luăm aurul înapoi. Să apăsăm. Cât? Un gram. De aur. Da. Dar dacă eliberez frâna și e pleacă în spate? Acum ne ridicăm. Cât? Un gram de aur. Nu, o cartofi. Când vinzi cartofi, pui cu cartofi, două, așa-i? Da. E drept sau nu? Poftim frâna. Da. Călcăm ambreiajul. Prima treaptă. Este? Da. Ridicăm încet ambreiajul până la momentul de contact. Când simțim momentul de contact, ne oprim. Bine? Încă. Al țineți minte, el e mai sus. Da. Încă. Da. Încă un pic. Trebuie să dăm drumul încet la frână, nu? Încă nu. Încă. Hop. Ne oprit. Da. Nu mai facem nimic, am eliberăm frâna, dar foarte atent. Așa că să nu vadă nimeni. În caz dacă mașina se deplasează înainte sau înapoi, apăsăm frâna. Încă. Frâna apăsăm. Să ducem urmă. Da. Ne gândim ce trebuie să facem. Să facem la ambreiaj. Cât? Un gram. Așa, ia vedem acum. Este? Da. Super tare. Eliberăm frâna de tot. Este? Da. Piciorul drept vreau liber. Corpul liber. Brațele tot liber. Da? Amu, liber, piciorul drept trece de pe frână pe accelerator. Da. Și fixăm acceleratorul undeva în regiune 1500-1700 turați. Ținem, ținem, nu ne jucăm. O ținem. Încă. Încă. Fără frică. Stați că nu dă gram. Mai tare. Așa. Și amu, câte un gram de aur scoatem ambreiajul. Ne uităm înainte. Corpul liber. Încă câte un gram. Încă. Simțiți? Cât de ușor. Așa, încă îl ținem, să treacă ambele roți, și primul și față și din spate. Gata, apăsăm pe ambreiaj, volan spre dreapta. Așa, conducătorul unde se uite, la drumul său sau la pereți? Unde se uite? Dar unde e drumul nostru? În dreapta. Întoarceți, aveți curaj să vă uitați încolo. Uitați la el. Nu? Pe gard nu vă uitați. Bine. Încă ceva. Mașinile este nu iubesc să forțați volanul. Slăbiți volanurile. Ați simțit motorul? Uh-huh. Ia uitați-l la turație. Le vedeți turație? Uh-huh.
și tragem volanul încet, uitați să laturații și facturațiile. Stăpi în jos. Ia. Și este riscul să blocați motorul. Yeah. E clar? Da. Deci când ajungeți aici, nu-l forțați, dar puțin îl slăbiți. Da. Bun? Da. Hai, ne uităm la drumul nostru. Nu forțați. Doar să slăbim frână. Nu țin nimic eu. Eliberăm frâna încet. Aha, o ajutăm cu ambreiajul în grabă. Bic. O ajuns într-un punct mort, unde nu merge nici în vas. Așa. Încă un pic. Călcăm ambreiajul. Mergem. Apăsăm pe ambreiaj de tot. Ne uităm la drumul nostru. Nu forțăm. Așa. Super tare. Ne uităm la drumul nostru, unde ne ducem mai departe. Așa. Rotim volan, eliberăm frâna și hai rotim și dăm drum la ambreiaj de tot, de tot. Dăm drum? Da, trebuie să mergem. Am întârziat. Deci când mașina era în mișcare, trebuie să-i dăm drum la ambreiaj mai repede. Da, bine? Ne uităm de departe la indicator și ala. Da. Așa, apăsăm pe ambreiaj și ne oprim. Moale pe frână, așa. Dar calcă în aer sau pe podea? Pe podea. Super. Am ce facem? Neutră și liberăm ambreiajul. Este? Da. Cum vă simțiți? O leacă mai altfel, o uitați la mașinile astea. Da, parcă. Din punct de vedere logic, altfel? Da. Hai, dar mergem. Cu accelerați-o fără? Fără. Mai rămâne de pe să vii și timpul și să ne învățăm. Liberăm fără, da? Mânuțele pe volan, ambele, și ne uităm la drumul nostru mai de departe. Unde e drumul? Așa. Liberăm ambreiaj de tot. Am căutat ieri pe Facebook, dar nu am mai găsit. Era scăutat. Da? Am și mai căutat, da. Ne uităm în deal. Ne uităm în deal, în deal, în deal. Așa, încă un pic. Ne uităm în deal și ne oprim. Ambreiaj, frână. Haideți așa să facem. Întotdeauna când trecem pe aici, ne oprim în drept cu oglinzile noastre, în drept cu stegulețele astea. Bine. E bine? Da. Așa. Se le vople? Fără la celelalte, da? Cum fără? Dar mă la deal trebuie leac de pe tine. Frână. Stai. Să mă întâi moment, să nu o să ducă nici... Închipuiți-vă, în spate avem mașină. Da. Și în față tot. Încă. Frână. Stop. Da. Stop. Da. Pornim motorul. Când ambreiajul este apăsat, nu-i neapărat să-l scoateți din viteză. O lăsați tot acolo. Bine? Prima. Așa. Și încă ceva. Orice om din lume poate să facă orice lucru în două stări. Una, de dragoste și a doua, de frică. Dacă dumneavoastră faceți tot cu dragoste, se va primi foarte bine. Dar dacă vei frică, voi fi fric și ați zic Arturi, dar să mă pot am porne, să mă blochez. E clar? Da. Pe noi asta nu ne interesează. Deci noi, în primul rând, să fixăm. Noi mă învățăm. Bine? Pentru prima lecție eu cred că e foarte bine. E prea mult. Așa? Fixăm momentul. Încet. Încă. Până la momentul de contact, da? Când simțăm că se cuplează motorul cu transmisia. Încă. Hop. Verificăm încet. Așa. Este? Nu? Nu umblăm? Este, da? Da. Vreau corpul relaxat. Așa, toți mușchii relaxați la ambreiaj, nu umblăm. Da, pe eu am mișcat și eu. Piciorușul drept liber, îl punem pe accelerator. Da. Și accelerăm 1500, 1700 în regiune așa. Încă. Nu va fi frică. Încă, așa. Și am câte un gram de aur, eliberăm ambreiajul. Încă, așa, încă câte un gram, încă un gram, dar gazul ținem. Hai, ridicăm ambreiajul un pic, ne uităm la drumul nostru, așa, arătim volan de tot, ambreiaj, nu e drum. Dacă ne uităm la gardă, încolo ne duc. Dar eu să mă uit să nu... Cred? Dar nu, eu mă uit încolo. E clar? Eu. Pentru că dacă mă uit încolo, eu deodată rotez, dar roțile se țineți mintea, dar aici să rotez. Aici e o iluzie optică. Vă apare că roțile sunt tocmai acolo. Dar ele sunt exact sub piciorușurile voastre. E clar? În momentul când nu ai rotit, el deja
Hai, volanul, e tot, ne uităm la drum. Ne uităm la drumul nostru. Unde e drumul? Încolo. Hai, rătește volanul încolo. Dar nu, că eu gata. Rătește să... volanul. Dar nu pot. Rătește volanul. E mare. Nu mai moare, rătim volanul. Încă. Dacă îl bruscăm, da. Ia uite, așa, dai drum la frână. Eliberat frână. Da. Încă o leacă, ridicăm cu ambreiajul. Așa, în combi. Așa. Ne uităm la drumul nostru. Așa, hai. Eu vin cu mașina mea. Ne uităm, dar vă, fix așa faci. Ne uităm. Nu, nu faci așa. Cine, eu vin cu ceilalte, eu vin cu Volkswagen. O, dar câte vezi, băi? Două. Hai, ne uităm. Unica e. Hai, eliberăm frâna. Rătim volanul. Eliberăm ambreiaj de tot. Ne uităm la indicatorul nostru. Rotim volan de tot, rotim volan de tot, rotim. Dar drept cum punem în negru și ne-i dat atât viață, da. Și am spus. Am da? Și frână, da, ați vorbim despre. Și moale frână. Este? Da. Neutră. Tragem frână din mână. Liberăm. Și am să ne urcăm, să ne schimbăm cu locurile, cum merge, azi merge. Bine? Hai. Stop. Închideți. Închideți ușa pentru că m-am întrebat. Ce părere aveți? Nu, că zbor prin pământ. Da? Bravo, răspuns bun. Poți vă spun ce părere am? Mare atenție. Da, când am centura asta știu. Am rezultat acum când ne-am oprit. În primul. Într-a doilea rând... Nu, la teren spate și fără centru. Spate, da? Da. Într-a doilea rând am realizat că eu am încă... Of, doamne, cât e de mățat. Ei. Dar ați înțeles tot logic și v-am spus eu. Da? Da? Da. Nu-i nimic ieșit din comun. Nu, totul. Multe vii și le vezi.